Bine v-am găsit la știri! Noi ambulanțe și autospeciale vor completa dotarea ISU Alba prin demararea proiectului Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență. Beneficiarii acestui proiect în valoare de 35 de milioane de lei sunt județele regiunii 7 Centru. Prima ambulanță pentru terapie intensivă va soți în Alba în perioada imediat următoare. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de siguranță al populației la nivelul regiunii 7 Centru. Astfel, județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, dar și structurile SMUR din cadrul acestor inspectorate vor beneficia de 22 de autospeciale de teren de capacitate mică pentru lucrul cu apa și spumă, 4 autospeciale de capacitate mare, 16 ambulanțe de prim ajutor și 2 ambulanțe de terapie intensivă. Unirea eforturilor celor 6 județe din regiunea Centru, unirea eforturilor interinstituționale la nivelul județului face ca cetățenii județului să beneficieze de un nivel ridicat de protecție. De la lansarea proiectului, am redus continuu timpul de răspuns la situații de urgență și durata acțiunilor de intervenție, acestea ducând la salvarea mai multor vieți, la reducerea pagubelor materiale. Autospecialele de care va beneficia ISU Alba valorează peste 7 milioane de lei și vor putea fi utilizate atât pentru acoperirea riscurilor naturale și umane, cât și pentru asistența medicală de urgență. Ambulanțele vor sosi în Alba până la finele acestui an, iar în 2013 dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență va fi completată cu încă 4 autospeciale. Spuneam că am redus continuu timpul de răspuns. De la peste 20 de minute, 23-24 de minute, am ajuns la 17 minute timpul mediu de răspuns, iar dacă îl defalcăm în mediul urban, timpul de răspuns este sub 8 minute, iar în mediul rural sub 25 de minute. Timpul mediu este de 8 minute și timpul de răspuns 25 de minute. Totuși, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba ar mai avea nevoie de autoscară, cea actuală fiind veche de peste 30 de ani. Totodată se dorește reamenajarea și îmbunătățirea spațiilor și mansardarea sediului ISU Alba. România se situează pe locul 34 din 55 în topul prețului carburanților, situându-se între Singapore și Chile cu aproximativ 1,80 dolari pe litru. Raportat la venitul mediu lunar al românilor de aproximativ 1500 de lei, adică de circa 550 de dolari, prețul combustibililor auto plasează România pe locul 7 în lume. Cea mai scumpă benzină de pe Mapamon se cumpără în Norvegia, unde șoferii plătesc în medie 2,6 dolari pe litru, dar impactul asupra venitului zilnic este de doar 3,6% și nu de 25% ca în cazul românilor. Venitul mediu lunar al unui norvegian este de 10 ori mai mare decât al unui român, ridicându-se la aproximativ 5.700 de dolari. Conducătorii auto din Alba Iulia consideră la unison că prețul carburanților este cam piperat în raport cu puterea de cumpărare a românului. Destul de scump. Vă descurcați când faceți, când veniți la benzină, cât luați? Faceți plinul sau? În cazul ăsta, da, că pe firmă. Hai, fac plinul. Dar pe mașina personală? 50 de lei. Maxim 50 de lei? Maxim 50 de lei, nu mă prea plin. Cum vi se pare prețul la carburant? Ești scump? Scump. Scump. Vă descurcați, faceți plinul în general sau? Nu. Cam 20 de litri max. Destul de mare. Asta e. Vă descurcați? Greu. Dar supraviețuim. Când veniți la pompă, cam cât alimentați? Faceți plinul? Cum vă descurcați? Cum? În jur de 100, că e sumă rotundă. Din punct de vedere a buzunarului, într-adevăr, e scumpă. Da. Da. Dar asta, când faceți, când alimentați, cam cât alimentați? Faceți plinul sau? Păi nu prea fac plinul, că nu... Chiar dacă e... No. Mașină de serviciu nu-mi permis să fac plinul, că într-adevăr e scumpă. Dar mă deranjează și aglomerația din oraș. Unul dintre albaiulienii intervievați sesizează o contradicție. Carburanții sunt scumpi, salariile mici, dar paradoxal în Alba Iulia o aglomerație rutieră de nedescris. Pe această temă face o remarcă sarcastică ce ar putea pune șoferii în cap. Pentru aglomerația care e prin oraș mi se pare foarte ieftin. Deci nu cred că e criză în România. Uitați-vă câte mașini sunt în oraș. Ar trebui să mai scumpească. Serios, ca să nu mai vedem atâtea mașini prin oraș, să putem să ne descurcăm și noi. Că eu umblu un interes de servici și n-am loc de mașini mici care ies la plimbare. Și zicem că e criză în România și că e scump combustibilul. Nu mi se pare că e scump, ar trebui să se mai scumpească. Pe scurt, România e țara tuturor posibilităților, iar românii fac cum fac și se descurcă.
Banca Națională a României a anunțat astăzi că leul a atins un al treilea maxim istoric de 4,4411 lei pe euro. Leul a fost în urcare cu 0,38 de bani față de luni, când recordul a atins 4,4373 de lei pe euro. Moneda națională a scăzut în fața euro cu 2,8%. Banca Națională a României anunță vineri că referința pentru moneda națională a atins un nou maxim istoric de 4,4265 de lei pe euro, în condițiile în care leul s-a depreciat semnificativ pe piața interbancară. Luni acest record a fost din păcate bătut și astfel leul a fost cotat la 4,4373 pe euro, cu 0,24% mai mare față de cursul precedent. Dolarul a urcat astăzi cu 0,97 de bani, respectiv 3,4576 de lei pe dolar. Și francul elvețian a simțit o creștere până la 3,6971 de lei pe franc, nivel care reprezintă un nou maxim începând cu luna septembrie anului trecut, când a fost cotat la 3,8133 de lei pe franc. Euro a fost cotat azi dimineață la 4,4480 de lei, peste nivelul de luni. În ce privește cota monedei naționale în anul 2011, aceasta a urcat cu doar 1,4%. Ministrul Educației Ioan Manga a declarat luni că este și rămâne în fruntea ministerului. Acesta a explicat că decizia de plagiat va aparține Comisiei Naționale de Etică de la Autoritatea Națională pentru Cercetarea Științifică, în contextul în care au apărut noi dovezi de plagiat pe numele lui și al soției sale. De asemenea, guvernul a informat luni că premierul Victor Ponta a solicitat președintelui Academiei Române, profesorul Ionel Haiduc, convocarea unei comisii de evaluare pentru a se verifica acuzațiile de plagiat adusă lui Mang. Întrebat fiind despre propria demisie, Ioan Mang a declarat că aceasta este până la urmă o decizie politică, dar că el nu are nicio vină, informează Mediafax. Întrebat când se va întâlni Comisia de Etică de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, ministrul a răspuns că până în 15 iunie. PDL va depune săptămâna viitoare o moțiune simplă împotriva ministrului Educației Ioan Mang, pe care l-acuză de plagiat, solicitând demisia acestuia. Premierul Victor Ponta speră că acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Educației nu vor fi confirmate și că astfel nu va fi cazul să-l înlocuiască pe Ioan Mang de la conducerea ministerului. Premierul a afirmat din nou că Ioan Mang va fi înlocuit la conducerea Ministerului Educației dacă acuzațiile de plagiat sunt confirmate. De asemenea, premierul a solicitat și Academiei Române să facă o comisie de evaluare pentru a dovedi dacă acuzațiile de plagiat sunt adevărate. În replică, Ioan Mang a spus despre acuzația de plagiat că este o acțiune politică, al cărei scop ar fi crearea de haos în sistemul de învățământ și a declarat că îi va da în judecată pe cei care îl acuză de plagiat. Ioan Nicolae Căbulea revine la Ministerul Administrației și Internelor. La propunerea ministrului Ioan Rus, comandantul IPJ Alba a fost numit astăzi de către premierul Victor Ponta în funcția de secretar de stat și va coordona activitatea Departamentului de Ordine și Siguranță Publică. Comandantul IPJ Alba va pleca la București pentru a-l înlocui pe chestorul principal Petre Tobă, care a fost numit șef al Poliției Române. Ioan Nicolae Căbulea a mai lucrat în MAI în perioada 2009-2011, când a fost adjunct al șefului Departamentului Ordine și Siguranță Publică. Pentru o scurtă perioadă de timp, în 2009, a fost și adjunct al Inspectoratului General al Poliției Române. Din martie 2011, chestorul Nicolae Căbulea a revenit la conducerea IPJ Alba. În urma plecării sale, acesta va fi înlocuit cel mai probabil de comisarul șef Laurențiu Crișan, în prezent adjunct al IPJ Alba. Iar la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia a fost lansată campania de informare și conștientizare a cetățenilor sub sloganul Mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Campania va fi derulată la nivel național în perioada 10 mai-10 iunie, pe timpul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației locale. Pentru o bună informare au fost printate 85.000 de afișe și 400.000 de fluturași. Această campanie își propune conștientizarea cetățenilor asupra riscurilor pe care le implică nerespectarea legislației pe durata alegerilor locale. În scopul promovării campaniei de informare, Direcția Informare și Relații Publice din cadrul Ministerului Administrației și Internelor a realizat un spot TV cu durata de 19 secunde, un spot radio de 24 de secunde, un afiș și un fluturaș conținând mesajul campaniei și informații referitoare la sancțiunile prevăzute de legislația electorală. Materialele campaniei vor fi distribuite de către lucrătorii instituției din suport de la Ministerul Administrației și Internelor, Poliție, Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care vor fi sprijiniți de instituția prefectului. Campania are avizul scris al Consiliului Național al Audiovizualului. Este foarte important sprijinul pe care mass media îl poate acorda pentru ca mesajul de interes public să ajungă la fiecare cetățean și suntem convinși că așa ca de fiecare dată ne veți sprijini pentru ca mesajul campaniei să ajungă la publicul țintă.
Pe timpul desfășurării campaniei electorale și a alegerilor locale, la nivel județean a fost constituit Centrul Operațional de Comandă format din reprezentanții structurilor Ministerului Administrației și Internelor și care este coordonat de domnul chestor principal Ioan Nicolae Căbulia, șeful Inspectoratului de Poliție județean Alba. Pentru alegerile locale, în județul Alba vor fi constituite 431 de secții de votare. Vor fi repartizați peste 424 de polițiști, 238 de jandarmi, 200 de lucrători pentru situații de urgență și personal din alte structuri. Pentru menținerea ordinii publice vor fi angrenate 334 efective ale Ministerului Administrației și Internelor, dintre care 226 de polițiști și 44 jandarmi. La aceste misiuni sunt prevăzut să participe și polițiștii locali, care au atribuții în localitățile unde aceștia funcționează, să asigure integritatea panourilor și afișurilor electorale amplasate legal. În cadrul acestei campanii a fost realizat și site-ul www.votlegal.mai.gov.ro, care conține informații legislative și știri referitoare la acțiunile structurilor MAI pentru asigurarea desfășurării în condiții legale a procesului electoral. Campania Mita și votul ilegal înseamnă închisoare a fost lansată și în județul Alba, iar reprezentanții Inspectoratului de Poliție județean Alba le-au explicat și oamenilor de rând care este scopul acestei campanii de informare. Ei au fost prezenți în piața agroalimentară din zona cetate și chiar dacă unii cetățeni nu au înțeles de la bun început despre ce este vorba, toți sunt de acord ca alegerile locale să fie corecte. Campania de informare realizată la nivel național în perioada 10 mai-10 iunie își propune conștientizarea cetățenilor cu privire la sancțiunile prevăzute de lege în cazul unui vot ilegal și al mitei electorale. Cetățenii au avut o atitudine pozitivă în ceea ce privește desfășurarea alegerilor locale într-un mod cât mai legal și corect. Direcția Informare și Relații Publice din cadrul Ministerului Administrației și Internelor a repartizat județului Alba 1500 de afișe și 6000 de fluturași care vor urma să fie distribuite în continuare și de lucrătorii instituțiilor aflate în subordine. Să facem campanie electorală, ne facem o campanie de informare și conștientizare și dorim ca și de această dată să avem să avem alegeri corecte. Acțiunea ce am desfășurat-o astăzi se înscrie în seria celor organizate de Ministerul Administrației și Internelor pentru promovarea campaniei de informare și conștientizare intitulată sugestiv Mita și votul ilegal înseamnă închisoare. La nivelul județului Alba vor fi distribuite peste 6000 de astfel de materiale de către lucrătorii din cadrul celor patru structuri ale Ministerului Administrației și Internelor angrenate în asigurarea unui vot corect cu ocazia alegerilor locale din acest an. Prin campania Mita și votul ilegal înseamnă închisoare se dorește realizarea unui proces electoral corect și echidistant în județul Alba, iar în ajutor vor veni și cei peste 860 de lucrători ai Ministerului Administrației și Internelor, care vor fi angrenați pentru o bună desfășurare a alegerilor locale. Copiii din județul Alba care au talent muzical și vor să se lanseze într-o carieră muzicală au ocazia să o facă prin intermediul concursului național de interpretare a muzicii ușoare Mini Mega Star. Preselecția va avea loc mâine de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Evenimentul a debutat în 1996 și a fost o rampă de lansare pentru nume cunoscute din muzica ușoară, precum Alina Sorescu sau Giulia. Numărul tinerilor care vor participa la preselecția de mâine este nelimitat. Concursul va fi prezentat de compozitorul și redactorul muzical de la Radio România Cultural, Mihai Vanica. În acest an, preselecția pentru concursul de interpretare a muzicii ușoare a ajuns și la Alba Iulia. Mâine, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, începând cu orele 18, se va desfășura preselecția concursului Mini Mega Star, concurs la care pot participa toți copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 7 și 20 de ani, iar pentru a participa la această mini preselecție, mini concurs, copiii trebuie să prezinte o copie după actul de identitate și un CD cu negativul piesei pe care o vor interpreta în concurs. Tinerii interpreți aleși în urma preselecției vor participa la marea finală din luna noiembrie ce va avea loc la București. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Augustin Bena din Alba Iulia în parteneriat cu Radio România Cultural și Radio România Internațional. Concursul va fi transmis de cele două posturi naționale de radio. Pentru mai multe informații puteți apela la Centrul de Cultură Augustin Bena sau puteți suna la numărul de telefon 0258 813 076.
După două trimestre consecutive în care produsul intern brut a înregistrat o scădere, România a intrat în recesiune tehnică. Informațiile furnizate de Institutul Național de Statistică arată faptul că economia României s-a contractat cu 0,1% în primul trimestru din acest an, comparativ cu ultimul trimestru al anului 2011. Potrivit datelor estimate anunțate marți de Institutul Național de Statistică, produsul intern brut al României în trimestrul 1 din 2012 a fost în termen real mai mic cu 0,1% comparativ cu trimestrul 4 din 2011. Îmbucurător este însă faptul că față de trimestrul corespunzător din anul 2011, PIB a înregistrat o creștere cu 0,3%. Comisia Națională de Prognoză anunța în primăvară că România va încheia anul 2012 cu o creștere a economiei de 1,7%, produsul intern brut fiind estimat la peste 609 miliarde de lei. Potrivit șefului misiunii Fondului Monetar Internațional, Jeffrey Franks, economia românească va înregistra un avans de 1,5% în acest an, în scădere față de ultimele previziuni ale instituției care indicau o creștere a produsului intern brut de 1,8% în 2012. Această recesiune tehnică a fost prevăzută și de fostul ministru al finanțelor, Bogdan Drăgoi, care anticipa la începutul lunii martie că România va înregistra spre sfârșitul primului trimestru o scădere a produsului intern brut. Recesiunea tehnică este definită de două trimestre consecutiv de scădere a economiei. Potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică, economia României a scăzut cu 0,2% în ultimul trimestru al anului trecut și cu 0,1% în primul trimestru din acest an. Într-un interviu acordat unui post național de televiziune, premierul Victor Ponta a luat în discuție proiectul de la Roșia Montană și situația de la Cupru Mina Brud. Strict referitor la proiectul de la Roșia Montană, primul ministru crede că trebuie demonstrat că respectă interesele naționale și criteriile de siguranță legate de mediu. Cât privește Cupru Min, cabinetul Ponta are de ales între două variante. Victor Ponta a precizat că Ministerul Mediului trebuie să continue procesul de evaluare a proiectului la Roșia Montană, iar decizia Guvernului presupune îndeplinirea în prealabil a trei condiții, respectiv existența unei garanții de protecție a mediului, realizarea unei renegociere privind participarea statului român și decuplarea totală a proiectului de interesul politic. În privința Cupru Mina Brut, cabinetul Ponta analizează două posibilități. Prima se referă la un parteneriat avantajos al statului cu o firmă privată, iar a doua la o eventuală transferare de acțiuni de la Cupru Min către Consiliul Județean Alba, instituție eligibilă pentru fonduri europene de mediu. S-a ieftinit mâncarea, cel puțin așa arată cifrele statistice pentru prețurile de la cartofi și ouă. Astfel, în aprilie, comparativ cu luna anterioară, prețurile mărfurilor alimentare au scăzut cu 0,11%. Din păcate, însă, la mărfurile nealimentare și la servicii s-a înregistrat o creștere de 0,17%. Conform datelor primite de la Direcția Regională de Statistică Alba, în luna aprilie, cea mai importantă scumpire este cea de la pompă, prețul combustibililor crescând cu 0,57%. De asemenea, s-au majorat semnificativ prețurile la fructele proaspete. Rata medie lunară a inflației înregistrată în perioada 1-30-4-2012 a fost de 0,4% cu 0,3% de sub cea înregistrată în perioada corespunzătoare a anului 2011. Față de perioada corespunzătoare din 2011, s-au înregistrat rate medii a inflației mai mici la mărfuri alimentare cu 0,7%, la mărfuri nealimentare cu 0,3%, iar la servicii rata inflației a fost mai mare cu 0,4%. Dacă ne raportăm la luna martie, în aprilie, singurele scăderi ale prețurilor s-au înregistrat la cartofi cu peste 3% și la ouă cu 16%. Scriitorul Ioan Mărgineanu și-a lansat luni la Biblioteca Județeană Lucian Blaga un nou volum de carte. E vorba de o antologie care cuprinde portretele a 25 de conjudețeni cu un numitor comun, limba română. Membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, precum și al Societății Scriitorilor Români din Ucraina, Ion Mărgineanu a pus în urmă cu 32 de ani piatra de temelie a festivalului Lucian Blaga. A scris de-a lungul timpului peste 100 de volume traduse în 10 limbi. Este o antologie, se cheamă Modestia ca floare de leac. Ea a venit în urma unei idei a unui om care susține cultura cu toată puterea lui, financiară, dar și sentimentală. Modestia ca floare de leac se vrea o emblemă a celor despre care, în cazul de față sunt 25 de autori cuprinși aici, despre care se poate, unii spun că ar face parte din categoria a doua, a înțelepciunii și a demnității.
am auzit o asemenea sintagmă. Scriitorul afirmă că modestia ca floare de leac este o replică la sintagma amintită. Am zis, ia să dăm replică acestei sintagme nenorocite. Și așa s-a născut această carte. Am dat această replică, înțelegi? Demonstrând că oamenii care sunt cuprinși aici, oricând sunt vioara întâi într-un domeniu sau altul de activitate. Antologia cuprinde 25 de portrete de conjudețeni care, potrivit autorului, au un numitor comun, limba română. Joi 17 mai, de la ora 18, Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia găzduiește cea de-a șasea ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Cântec Străbun. Gala de premiere a celor mai talentați tineri în domeniul cântecului folcloric va avea loc vineri, 18 mai, de la ora 18 la Alba Mall. Concursul Național de Interpretare a Muzicii Populare Cântec Străbun reunește cele mai bune voci ale tinerilor din 6 județe ale țării, pregătiți să câștige marele trofeu. Competiția reprezintă pentru mulți dintre participanți o rampă de lansare în muzica populară. Cântec Străbun este singurul concurs care se adresează copiilor de școală generală și liceu. În general, aceste concursuri încep de la vârsta de 16 ani. Cântec Străbun l-am gândit ca pe un concurs care să se adreseze pe acea nișă pe care nu există asemenea competiții, cel puțin în această zonă a țării. Și atunci am adus concursul Alba Iulia, este la a șasea ediție, este în organizarea Centrului de Cultură Augustin Bena, se desfășoară pe trei categorii de vârstă, clasele 1, 4, 5, 8 și 9, 12. Câștigătorii celor 5 ediții care s-au desfășurat până acum și-au făcut deja o carieră în acest gen muzical. La ediția a 6-a, tinerii interpreți trebuie să impresioneze publicul și prin portul popular al zonei pe care o reprezintă. În această ediție vor fi 30 de finaliști. Sigur, sunt mai mulți înscriși, dar în urma preselecției rămân 30 de finaliști care vor participa pe cele trei categorii de vârstă. Vor avea ca de fiecare dată două probe, un cântec doinit fără acompaniament și un cântec cu acompaniament. În fiecare an au fost aceste două probe și, desigur, la cererea juriului, dacă punctajele vor fi foarte apropiate sau identice, câteva cunoștințe referitoare la costumul popular, din costum care trebuie să reprezinte zona din care vine concurentul respectiv. În acest an vor fi prezenți concurenți din 6 județe și pentru prima dată vom oferi marele premiu, trofeul Cântec Străbun. În cadrul concursului va fi susținut un mare recital semnat Maria Șalaru, profesoara de canto și președinte a Asociației Culturale Floricica din Bacău, și al solistei Leontina Fărcaști va evolua alături de grupul Mururi de Tezaru din Alba Iulia. Ultima seară de concurs este organizată și în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului din România, în colaborare cu Asociația Protinerețe Alba. Microsoft va derula o campanie pentru a facilita trecerea mai ușor de la Windows 7 la noul sistem de operare Windows 8. Astfel, pentru cei care vor achiziționa un calculator cu Windows 7 preinstalat, vor beneficia de upgrade la noul sistem de operare cu doar $15. Microsoft își planifică din timp strategia pentru succesul viitorului sistem de operare Windows 8. Concret, lansează o ofertă atractivă dedicată celor care își achiziționează un calculator nou cu Windows 7 preinstalat. Potrivit planului, toate persoanele care, începând cu data de 2 iunie, își cumpără un computer nou cu Windows 7 preinstalat, Home Basic sau ediție superioară, vor avea posibilitatea să treacă la Windows 8 Pro în schimbul unei sume de doar $14.99. Acest preț de upgrade este valabil pentru Statele Unite. În Europa, cel mai probabil va fi aceeași cifră, dar exprimată în euro. Promoția se va derula până în luna ianuarie anului viitor. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a vernisat astăzi o nouă expoziție intitulată Recurs la istorie, generația pașoptistă, o atitudine, un crez. Dedicată împlinirea 140 de ani de la moartea lui Avram Iancu, manifestarea este organizată de Muzeul Alba Iulian în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și Muzeul Național de Istorie din București. Sala Unirii a devenit pentru o oră nu doar un spațiu expozițional, ci și o sală de curs. Elevii de la mai multe școli din oraș au venit să asiste la prezentarea momentului istoric de la 1848, să vadă documente din perioada pașoptistă și obiecte personale ale fruntașilor vremii. Cam fiecare an, în 15 mai, noi organizăm o expoziție pe care o dedicăm Revoluției de la 1848. Anul acesta încercăm să surprindem publicul cu o serie de obiecte care au aparținut marilor revoluționari, aflate în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României de la București. Astfel avem piese care au aparținut lui Gheorghe Magheru, lui Ioan Ghica, lui Cea Rosetti și alți fruntași. Avem arme, case de bani, piese de birou,
poze și alte lucruri personale acestor mari români de acum mai bine de un secol. Expoziția vernisată astăzi la Muzeul Alba Iulian este legată de momentul istoric de la 15 mai 1848 de pe Câmpia Libertății, când a avut loc Marea Adunare a Românilor din Transilvania. Revoluționarii de la 1848 au știut să pună mai presus de interesele personale interesele neamului, dorind binele familiilor lor, dorind binele țării. Pregătiți, adevărat, în școlile europene, pentru că la noi lucrurile erau complicate, cum sunt complicate și acum. Oamenii aceștia, români de-ai noștri, s-au întors în țară și au luptat pentru țară. Au venit cu ideile noi promovate în Occident, despre libertate, despre egalitate, despre frățietate. Expoziția temporară dedicată mișcării pașoptiste poate fi vizitată de public până pe data de 22 iunie. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@stirilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport! Ana Rodean și Ana Maria Groza au participat weekendul acesta la Cupa Mondială de Marș de la San Rasc. Cele două albaiulienci au făcut parte din lotul României, care a terminat cursa pe locul al șaptelea. Delegația României la seniori a fost compusă din 4 atlete, printre care și cele două albaiulienci. Ana Rodean a terminat cursa pe locul al 37-lea, iar Ana Maria Groza pe poziția 50. Ca locuri obținute, eu vorbesc acum de sportiva mea, Ana Rodean. Eu sunt mulțumit de timpul și de poziția realizată. Locul 37 la prima vedere ar putea părea un loc slab, dar având în vedere că a fost debutantă la o competiție de asemenea nivel, zic și condițiile de concurs au fost foarte dificile, zic că rezultatul este onorabil. Pe lângă cele două albaiulienci, lotul României a fost compus și din Claudia Ștef, care a reușit să termine cursa pe locul 12, și Georgiana Enache, care a obținut locul 71. A fost un concurs cu o participare record. La proba seniorilor de 20 de kilometri marș au fost 105 concurente la start. Condițiile de concurs au fost foarte dificile. Proba a avut loc la ora 13:20, ora locală, pe o căldură toridă. În plus a suflat și vântul și traseul a fost cu foarte multă pantă, deci condiții foarte grele de concurs. Din acest motiv și rezultatele obținute am mostrat că au fost cam cu 2 minute mai slabe decât pentru majoritatea concurentelor decât timpii obținuți în anul acesta. Antrenorul Gabriel Avram nu crede că anul acesta Alba Iulia va avea reprezentanți la Jocurile Olimpice de la Londra. Basketbalistele de la liceul cu program sportiv din orașul nostru au participat sâmbătă la turneul final B, care s-a desfășurat la Râmnicul Vâlcea. Albaiuliencele s-au întors victorioase acasă după ce au câștigat ambele partide disputate. După ce au ratat calificarea la turneul final al campionatului național de basket feminin Under-17, albaiuliencele au primit o șansă de a se lupta pentru locul al 5-lea în clasamentul național. Fetele au reușit să câștige cele două partide disputate la Vâlcea. Primul meci a fost împotriva echipei BC Sirius Târgu Mureș, în care sportivele din orașul nostru s-au impus cu scorul de 53-47. Nici cele două partide împotriva echipei gazdă CSS Râmnicu Vâlcea nu le-a pus probleme albaiuliencelor, care au câștigat cu scorul de 67-44. Ne bucurăm totuși de rezultatul obținut și la turneul acesta de la Vâlcea, mai ales că au fost la Vâlcea, care echipa a fost echipa gazdă și a dorit să câștige, dar până la urmă se pare că încet încet fetele și-au revenit și încep să joace din ce în ce mai bine. Acum, pe final, ca să zic așa, am obținut două victorii cu Vâlcea, la o diferență destul de mare, și cu Târgu Mureșu o diferență mai mică, dar am rulat tot lotul și mulțumit de fete.
Cele mai importante marcatoare au fost Florina Palco, care a reușit să marcheze în prima partidă 12 puncte, iar în cea de-a doua 27, Daniela Enache cu 7, respectiv 6 puncte, și Andreea Hada, care a marcat 8 puncte în partida cu BC Sirius și 11 în cea cu CSS Râmnicu Vâlcea. După ce au fost dușmani în play-off-ul campionatului național de basket feminin, Dan Fleșieriu și Tomaș Bilek vor lua loc pe aceeași bancă. Tomaș Bilek va fi prezent la echipa națională a României în calitate de secund al lui Dan Fleșieriu. Cei doi tehnicieni s-au reunit astăzi la București în vederea preliminarilor campionatului european din Franța. Naționala României va întâlni Suedia în prima partidă de pe 13 iunie la Târgoviște. Pe lângă Suedia și România, în grupa D mai sunt prezente echipele din Spania, Bulgaria și Germania. Cei doi tehnicieni naționale au împărțit aceeași bancă la All-Star Game-ul de anul acesta și s-au întâlnit în play-off-ul campionatului, unde Alba Iulia a fost învinsă de două ori de echipa lui Dan Fleșieriu. Din lotul echipei naționale vor face parte Eni Cotarța și Ancuța Stoienescu. Cele două jucătoare fac parte din lotul echipei din orașul nostru, ceea ce demonstrează că rezultatele echipei din cetate nu au trecut neobservate. Echipa Faniona județului se va deplasa la Deva pentru a da piept cu echipa Mureșul din localitate. Uniriștii sunt încrezători că vor veni acasă cu toate cele trei puncte puse în joc. După înfrângerea de sâmbătă cu Chindia Târgoviște, Alba Iulienii merg la Deva, de unde speră să se întoarcă cu toate punctele. Mureșul Deva se află pe poziție de retrogradare, fiind pe locul al 15-lea în seria a doua a ligii secunde. Antrenorul albnegrilor, Stelian German, declară că, având în vedere poziția Mureșului în clasament, nu ar trebui să existe probleme în ceea ce privește victoria, dar acest lucru depinde și de atitudinea jucătorilor săi. Un meci mai mult de orgoliu. Atât noi antrenorii cât și jucătorii vom merge și încercăm să luăm cele trei puncte, dar trebuie să fim și foarte atenți că numai prezența în teren fără atitudine și implicare nu putem să facem un rezultat bun. Mai sunt încă trei etape pentru noi, trebuie să terminăm cu bine și sper ca de la anul să fie și mai bine. Din lotul echipei din Cetatea Marii Uniri vor lipsi pentru partida de la Deva Voicu, care este suspendat, și Bucurică, care acuză în continuare probleme medicale. Fluierul de start al partidei din etapa 27-a se va da de la ora 18. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Andreea Mezei și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Vremea se menține în general instabilă și astăzi. Aria de nebulozitate și ploi a cuprins dinspre sud-vest cea mai mare parte a țării. Sunt semnalate în special averse. Local sunt posibile descărcări electrice și cantitățile de apă vor depăși 20, chiar 25 de litri pe metru pătrat, cu precădere în zonele montane. Vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte. Temperatura aerului, în creștere ușoară, are valori maxime cuprinse între 14 și 26 de grade, iar minimele sunt cuprinse între 6 și 16 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 17 grade la Alba Iulia, vor fi 16 grade la Sebeș, 15 grade la Aiud și Blaj și 13 grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, scade și mercurul din termometre, astfel încât vom găsi înregistrate 10 grade la Alba Iulia, vor fi 9 grade la Sebeș, 8 grade la Aiud și Blaj și 7 grade Celsius la Câmpeni. Mâine vremea va fi răcoroasă și se va menține în general instabilă, cu înorări și ploi în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 4 și 14 grade Celsius. În aceeași ordine de idei, aproximăm regimul termic, situându-se în jurul valorii de 18 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 17 grade la Aiud și Blaj și 15 grade Celsius la Câmpeni. Vremea va fi instabilă și poi mâine. Va fi chiar mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an. Vor fi înorări și ploi temporare în toată țara. Izolat se vor semnala descărcări electrice, vor fi condiții de grindină, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar cele minime între 4 și 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!